Unii spun că vârful ăla de suliță cu care a fost împuns Iisus, de ia curs numai lichid limfatic, înțelegi? Spune că cine are aia în mână conduce omenirea. E, puteți să-mi spuneți, băi, că dacă ziceți că sunteți deștepți și nu sunteți fraieri, da? Unde-i sulița aia, că e numai vârful de suliță? Unde-i chivotul legii? Unde sunt toate regliile astea? Apropo, unii susțin că, cine, un președinte al Americii, că e pe bagnotă de 5.000 de dolari. Voi știați că e bagnotă de 5.000 de dolari? Anul ăsta va fi cel mai controversat an. Și am să vă spun de ce. Pentru că în anul ăsta fac și eu ca țigan. Ori se rupe hamul, ori se cacă calul. Adică, într-un fel sau altul, trebuie să o dea la pace. Nu mai pot să o țină nici așa cum a pornit-o, că au pierdut pe traseu. Că ei au pornit-o metodic. Au pornit-o în valuri, așa, da? Că au luat-o ca în apocalipsă, că nu sunt împiți, da? Întâi au aruncat cuvinte, îmbârligături. Primul cavaler al apocalipsei, cel cu sabia în gură. S-au ocupat serviciile secrete de asta. Deci au îmbârligat oamenii, da? Pe creștini cu atei, pe ortodoxi cu catolici, pe... Mici războaie să fim dezvinați. Divide timpera, da? Okay. Au băgat-o și cu psihopandemia. S-a cam fâsuit și asta. Dar de ce credeți că n-a reușit? Informația înseamnă putere. Corect. Și să spionează... Nu stai seama câți bani sunt aruncați. De ce crezi că serviciile secrete cer bani cu sacul tot timpul? De ce crezi că acum până și primul nostru ministru? Că da, se știe. Le-a dat bani la STS, da, la STS, la servicii și le-a mai dat bani la niște fraieri. Da, a luat de la învățământ pentru că interesul statului e, nu e ca voi să fiți deștepți. Interesul statului e să fiți fraieri. Pentru că numai fraierii se lasă conduși. Dom'le, teoria mea preferată e că totul are legătură cu totul. Și fraierul are legătură cu bogatul, că fără bogat el n-are cine să-l conducă și fără fraier bogatul nu se îmbogățește. Deci totul e cu cântec. Eu nu am crezut și nu voi crede o iotă că cei bogați vor să ne extermine în măsura în care au aruncat ei pe plan. Au aruncat la mișto să ne speriem, să ne căcăm pe noi. Nu. Ei vor să-i omoare, mă înțelegi, pe toți cei slabi. Adică care au anumite afecțiuni, pentru că pentru aia societatea cheltuiește mulți bani ca să îi repare, da? Sau să-i întrețină. Și să-i întrețină. Pentru că hai să fim sinceri, în Occident sunt la asistat social că te doare capul. Adică, indiferent de pregătirea celui care se angajează la mine, da. Eu, după 2 ani de zile... Eu trebuie să-i măresc salariul, nu mai pot să-l țin pe minim pe economie. Da. Deci iar taxe peste taxe și atunci te întreb, nu, bă, toți politicienii ăștia, eu cred că ăsta e rolul lor când se întâlnesc acolo unde se întâlnesc ei, bă, de unde, ce legi să mai facem? Nu, asta e campanie electorală. Îți promite ceva, pe banii altuia, pe banii... angajatorului, da? Cel care te angajează, da? Ca tu să fii conștient că el a făcut legea aia și să zici, da, domne, uite ăsta, fură, domne, dar ne mai dă și nouă. Banc! Și uite cum ia, te duci și pui ștampila pe... Nu te supăra. Legile astea sunt pentru campanie electorală. Și acum te întreb tu, dacă ești om cinstit și ești împotriva lui primul ministru, faci și tu reclamă pentru produsul pe care le recomandă primul ministru și le recomandă și președintele? Mai ales tu care tot timpul te cerți cu statul și nu ai încredere în stat, nu cum ești o șoacă. Și câte reclamă agresivă să face la chestia asta. Câte reclamă agresivă să face la chestia asta. Corect. Deci, acum nu știu că probabil... Dar na, dacă și politica face parte din viață, trebuie să atingem și politica. Eu am spus-o, eu nu cred în niciun politician. Dar acum te întreb eu, cine crezi că... Deci eu, Olteanu Ioan, om al străjii, am constatat că Șoșoacă, acum un an, avea 4 grupuri, da? Pe Facebook. Știai că 2 sunt în Singapore? Deci nu erau... Acum te întreb eu, cine dracu i-a deschis grup de susținători în Singapore, a?
Nu se șoacă. Nu mie. Când ai un proces penal sau civil, legea te obligă să-ți angajezi un avocat, da? E corect până aici? Corect, corect. Bun. Curios, știai că ai dreptul să te apeli și singur? La fel de corect. Corect. Bun. Acum te duci la avocat. Avocatul se apucă și studiază dosar. E dosar penal. Inculpatul... Și spune... Parcă nu-mi vine să mă bag. No. E greu. E greu. Nu, că trebuie să te bați cu moliurile de vânt. Păi ce se întâmplă? După părerea mea, îți dă vreo 6 ani. Și el și-a făcut calculul că e vreo 3 jumate. Real, și, cum ar fi. Da. Zice, nu, că codul procedură penală vine și ce explică, în ce situații se dă, cât, nu, nici instanța nu dă chiar de capul ei. Mai citiți dracului codul procedură penală. Poți să-i dai și minim special, minim special reprezintă jumate din minim. Adică dacă încadrarea e de la 1 la 5, instanța poate să-ți dea și 6 luni. Pentru că e minim special. Bun, deci ție zice dublu ca ani. Bun, știind dar că zice, tu iei 3 în loc de 6. Dacă m-a ajuns pe mine, nu-mi dă mie. Trebuie să dau și eu mai departe. Și? Care dă mai mult dintre ei? Și? Ăsta, nu, că nu mă încur, că e belea mare. Teatru. Băi, dar și ceva? De dragul tău o fac. O fac. Și te trezești că este 3 jumate. Ce ai văzut? Și tu treci cu iluzia. Veșnic. Dacă într-adevăr ajunge Trump la conducere, că în America e război civil, mă. Și-o bată aia că l-ați bătut surpat. În a doua zi, Rusia nu mai încetează războiul, dar tot ce a ocupat rămâne a rușilor. Asta să fii convins. Sunt convins. Ăsta al Rusiei, al, așa, fuge. Zelenski, fuge. Îl lasă ei să fugă cu valizele de bani. Îl lasă-l și fotografiază când fuge. Ca să dovedească. Dacă vine Trump la da, americani. Da. Zelenski fuge, Rusia rămâne cu ce a ocupat. Mă înțelegi? Și nu-ți mai spun și ce se întâmplă cu Ucraina? Cine o practic cum s-au împărțit? Americanii? Ucraina o să cam dispare ca stat. Pentru că oricum e un stat artificial. Făcut de Stalin cu japca. La daci, când pleca dacul de acasă, punea bâta în poartă. Ca tu să știi ce că nu e acasă. Nu, că nu e acasă. Aveai voie să intri în casă. Aveai voie să mănânci. Și unde mai așa? La ruși în Siberia. Deci ai voie să intri în casă, ai voie să, că sunt sticle cu ulei de la de focă, păi la acolo dacă rămâi noaptea... Bună seara, oameni frumoși, bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu, penultima zi din anul 2023, în continuare alături de domnul Ioan. Vreau să vă reamintesc un lucru. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și încă o dată vă spun sincer că luptăm să continuăm în a expune adevărul, realitatea, și fără voi nu am putea reuși să continuăm. Un lucru foarte important, vom da drumul și la abonamente și împreună cu echipa, cu Octav, cu Vali, Mirea, pe lângă faptul că vom avea și niște ediții speciale cu domnul Ioan, ediții care vor intra la secțiunea de abonamente, m-am gândit să vin și cu materiale noi pe tot ceea ce înseamnă motivație, nu știu, echilibru în căsnicie, în relația de cuplu, materiale despre gelozie, despre business și așa mai departe. Toate acestea vor fi la secțiunea de abonamente. Pentru că, așa cum vă spuneam,
E o muncă titanică aici. Gândiți-vă că noi nu suntem nici Bobonete, nici Damian Drăghici. Pur și simplu noi expunem adevărul și vedeți bine că sponsorii nu se omoară să susțină o emisiune reală. O emisiune în care nu s-a vândut nimeni. Nici pentru bani, nici... O emisiune în care nu există perversitate. Nu există oameni cu două fețe. Știți bine ce fel de om sunt? N-am mers niciodată în două bărci. Bă, dacă cineva mă întreabă un lucru, eu îmi spun punctul meu de vedere, dar nu neapărat cu răutate. Că în multe situații se pare că le știu eu pe toate sau că sunt mai agresiv sau ca și cum aș certa, vă spun cu toată sinceritatea, nu cert pe nimeni. Eu în tot ceea ce transmit, transmit realități. Eu trăiesc fiecare cuvânt. Eu întotdeauna am dorit binele societății, binele tinerilor. Da? Așadar, haideți să-l întâmpinăm pe domnul Ioan. Noi sperăm că mâine veți petrece frumos alături de familiile voastre și ne pregătim pentru anul 2024. Bună seara, domnule Ioan, și bine v-am găsit. Ce faceți? Cum sunteți? Cum ați petrecut, Ioane, Crăciunul, ziua de Crăciun? A fost greu? N-a fost nici greu, dar nici ușor. Dar în lumina la ceea ce spuneam, vreau să spun o chestie, apropo. Că toată lumea reproșează de ce le spun la fraieri, fraieri. Păi da, mai în glumă, mai în serios, știți că, de fapt, soarele, pământul, face o rotație completă în jurul soarelui. În 365 de zile, 6 ore, câteva minute și câteva secunde. Deci, practic, anul nou nu e niciodată atunci când îl sărbătoriți. Deci anul nou, din punct de vedere matematic... Deci mâine nu intrăm în 2024? E o convenție, normal. Dar de aceea se și face din 4 în 4 ani, luna februarie, luna mea, are cu o zi mai mult, da? Pentru că 6 ori 4 fac 24 și atunci se face un an, da? Și ei fac corectura. E, conform calculului matematic care s-a făcut, în momentul în care un papă a vrut să treacă la calendarul gregorian, a fost făcut greșit și se pare că noi nici măcar nu suntem în anul în care suntem, din punct de vedere matematic. Așa că mai în glumă, mai în serios, aveți dreptul să verificați ce spun eu și dacă nu e așa, mă înțelegi, puteți să-mi spuneți mie că sunt fraier. Dar dacă e așa, I'm sorry, trebuie să recunoașteți că vă zic pe nume. Asta și ce an suntem? Deci nu intrăm în 2024. Nu, pentru dar că sărbătoarea și Revelionul e o convenție. Și s-a făcut o convenție pe tot globul. A zis, dom'le, ai toată lumea, cum de fapt și anul 0 sau anul 1 a fost ca an al luat după Iisus, da? Deci dacă el a fost singurul adevăr bătut în cuie, de ce vreți să-l scoateți din cuie? Pentru că e singurul adevăr bătut în cuie. Că avea dreptate și ăsta când spunea o variantă, știi? În sensul că, dom'le, Iisus n-a fost și divinitatea în sine. Păi, dar el însuși a spus că el e în Tatălui și Tatălui e în el. Și mai venea un tip pe Facebook, mi-a plăcut comentariul, un tip care se autotitulează Alfa și Omega. Dacă și-a luat titulatura asta, cred că știe ceva. Și mi-a plăcut ce mi-a răspuns pe un grup, adică omul se pare că a înțeles că și chestia cu Maria Magdalena și toate minciunile alea care au fost scoase și așa, au fost scoase cu un scop să arunce cu lături în Maria Magdalena. Faptul că a aruncat unii cu lături în Maria Magdalena, care cea care l-a iubit, dar între ei n-a fost niciodată nimic, că a fost un scriitor celebru, Dan Brown, a zis, nu, dom'le, că ăștia au avut un copil și Maria Magdalena a trebuit să fugă în Franța și din Franța a fugit în Anglia. În Franța, nu știu câți reși francezi au zis că ei se trag din semenția lui așa. Deci, să nu fiu înțeles greșit, în decursul istoriei, toată lumea și toți bogații s-au sprijinit pe Biblie. Să nu uităm o chestie, că toate religiile care aparțin de istoria și de tradiție sunt căutate în zdraci. Unii spun că vârful ăla de suliță cu care a fost împuns Iisus, de i-a curs numai lichid limfatic, înțelegi? Spune că cine are aia în mână conduce omenirea.
E, puteți să-mi spuneți, băi, că dacă ziceți că sunteți deștept și nu sunteți fraier, da? Unde-i sulița aia, că e numai vârful de suliță? Unde-i chivotul legii? Unde sunt toate regulile astea? Apropo, unii susțin că, cine, un președinte al Americii, că e pe bagnota de $5,000. Voi știați că e bagnota de $5,000? Noi muritorii nu. E bagnota. Ăsta zice că a inventat paratrăjnetul. E, paratrăjnetul, pe fotografiile Templului Sfânt, era un paratrăjnet în fiecare colț al Templului Sfânt, ăla pe care l-au dărâmat romanii. Deci iată că, nu vă mă înțelegeți greșit, eu nu vă oblig să credeți, dar nici să dați cu noroi în ceea ce nu știți. Dați cu noroi când e cazul, știi că mă reîntorc la un banc, așa pot să vă fac și eu statuie, dar n-am material. Că pentru voi îmi trebuie mult material. Bun, dar revenind la anul 2024. Deci ce an? E o convenție. A, anul 24? Anul nu, ăsta 2024. Fi... Deci nu intrăm în anul 2024. Și atunci ce an să spun? Anul ăsta va fi cel mai controversat an. Și am să vă spun de ce. Pentru că în anul ăsta fac și eu ca țiganul. Ori se rupe ham, ori se cacă calul. Adică într-un fel sau altul trebuie să o dea la pace. Nu mai pot să o țină nici așa cum a pornit-o, că au pierdut pe traseu. Că ei au pornit-o metodic, au pornit-o în valuri, așa, da? Că au luat-o ca în apocalipsă, că nu se întâmpiți, da? Întâi au aruncat cuvinte în bârligături, primul cavaler al apocalipsei, cel cu sabia în gură. S-au ocupat serviciile secrete de asta. Deci au îmbrăligat oamenii, da? Pe creștini cu atei, pe ortodoxi cu catolici, pe... Mici războaie să fim dezbinați. Divide timpela, da? Okay. Au băgat-o și cu psihopandemia. S-a cam fâsuit și asta. Dar de ce credeți că n-a reușit? N-a reușit planul ăsta? Dom'le, părerea mea... Că totuși noi nu ne-am răsculat, adică am fost supuși. Hai să-ți spun o chestie. Părerea mea e că și acolo în cer, deci acolo sus, și acolo e fricțiune. N-au căzut la pace. Și aripa, ca în orice serviciu, e aripa lui Băsescu, e aripa lui, mă înțelegi? Nu, vorbesc sincer. Deci nici serviciile secrete nu toate merg pe aceeași idee. Fac teste. Înțelegi? O încercăm pe asta. Dacă nu merge asta, întotdeauna trebuie să ai o variantă de, mă înțelegi? Pentru că vreau să-ți mai spun o chestie, vezi tu? Nu pot să ignor poporul, pentru că în fond și la urma urmei, cei bogați, pe cine, pe spinarea cu ei fac banii? Pe spinarea fraierilor. Dacă n-ar fi fraier, nici un bogat n-ar putea să-și facă avere. E, lăsați că, uite, acum vine era roboților și atunci vom fi înlocuiți. Deja roboții nu consumă mâncare, nu consumă... Deja a început să se fuse și asta. De ce? Păi și hai să-ți explic de ce. Nu trebuie decât să-l citești eu robotul al lui ăla, sau să citești Soarele Gol al lui Asimov. Deci orice mânuitor de satelit știe următorul lucru. Fii atent. Dacă prinzi codul satelitului și tu te poți folosi de satelitul militar. Pentru că satelitul ăla militar, când i-ai bătut codul, zice că tu ești stăpânul. Vorbesc sincer. Uite, foarte puțin știu, da, când a fost războiul ăla, pe timpul lui Margaret Thatcher, hai că vă mai spun o șmecherie, ăia din insulele de alea dreacușele ea, care au declarat, mă înțelegi, au avut un succes nemaipomenit. Au scufundat nava amirală a englezilor. Cu ce? Cu o rachetă, mi se pare exocet, făcută de francezi. Când au văzut englezii că e groasă la curul lor, au dat telefon, serviciile. Hablo, 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 CIA. Și CIA zice, stai fraierilor că vă ajutăm noi. Și s-au dus frumos și au cumpărat rachete exocet. Deci îți dai seama că au cumpărat pe bune, nu e glumă aici. Da. Le-au studiat și le-au aflat codul și le-au broiat. Și din momentul ăla i-a dăduse bani grei pe ele și ele au devenit inactive. De-abia în momentul ăla i-a atacat englezii. Deci iată că se poate. Și să nu mă înțelegi.
Și rachetele alea nucleare, tu știi că ai dreptul în zbor să, să le anulezi? Deci cel care are legătura cu ele și o lansează, apăsă pe buton freerul. Nu-ți mai spun că acolo trebuie să apese pe butoane și să sucească cheile mai mulți, nu unul singur. Deci nu e decizie. Aia a plecat, da? Dar văd ăștia că ei au trimis una, să zicem, da? Ălălalt cu sistemul Nordland a trimis 5. Și au plecat și alea și el vede. Știi ce face în situația asta? Apasă pe buton și explodează în aer. Și atunci ăilalți apasă pe buton și ălălalte 5 nu mai nici și alea nu mai. Deci, iată că există și comenzi de anulare a comenzii. Ea gândește de tu că vin niște hackeri deștepți, faci cum a zis Putin, că hackerii lui sunt patrioți, naționaliști, și ți află codurile. Ce ai făcut? Deci acum războiul e informatic. Informația înseamnă putere. Corect. Și se spionează, nu-ți dai seama câți bani sunt aruncați. De ce crezi că serviciile secrete cer bani cu sacul tot timpul? De ce crezi că acum până și primul nostru ministru? Că da, se știe. Le-a dat bani la STS, da, la STS, la servicii și le-a mai dat bani la niște fraieri. Da, a luat de la învățământ pentru că interesul statului e, nu e ca voi să fiți deștepți. Interesul statului e să fiți fraieri. Pentru că numai fraierii se lasă conduși. Uite, eu de ce nu mă las? Prefer să chinui, să-mi dârdei de frig, să stau în ploaie. Da. A, dar câți nu m-ar angaja pe mine? Ho, 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 ho. Da, dar știi de ce m-ar angaja? Ca să se bate cu cărămida în piel. L-ai văzut pe fraierul ăla? Să dădea liber. Ai văzut că a pus botul. A, uite, mi-a propus o tipă. Culmea, era fica unui milițian. Ce ai, domnul Olteanu, că ți-aranjezi? Eu, ce-mi aranjezi tu, mă? Păi uite, o firmă de aici, un magazin, vrea să stai într-o cameră acolo să te uiți pe calculator cine fură din magazin. A, bă, frate, chiar așa am decăzut eu. Bine, frate, o mă angajez, dar și cum pun o condiție. Îmi dă un salariu la început. Păi de ce să-și dea salariul la început? Păi eu luna aia când stau acolo, ce mănânc, fraiero? Că n-am, eu n-am capital pe mine. Ce fac? Îi zic lui ăla, băi, dă-mi voie să mă duc să plec două ore, să fac o șmecherie, să mănânc și eu ceva. Deci îmi dai? Păi nu că dumneata desfințezi orice regulă. Adică ce? Nu poți să-mi dai 1400 de lei înainte? Adică mă pretezi eu să-ți iau 1400 de lei? Îmi dai bani înainte și lucrezi luna aia, ca să pot să-mi iau și eu țigări, să-mi iau o mâncărică. Păi stau acolo ca prostul, ce fac? Îi zic, nu, șefule, lasă-mă că mă duc să produc ceva. A? Deci iată că, vezi, ei au făcut niște reguli pe care tu n-ai voie să le încalci. Acum vă întreb eu singur, că toată lumea o ține slanga, ba cu Dumnezeu. Băi, voi credeți că codul penal și codul procedură penală l-a făcut Dumnezeu? A? Credeți că astea sunt legi divine? Eu vă spun eu, voi sunteți de vină. Nu cred că le-a permis niciodată divinitatea să facă coduri penale. Apropo, primul cod penal a fost codul lui Hammurabi. Pe ăla, dacă furai, este ia mâna. A? Cum e? Crezi că Dumnezeu a permis ăștia? Păi mai repede e codul lui Dracu, nu lui Hammurabi. Mai oare, dar acum să trecem peste aceste aspecte și să revenim în prezent. Cum vedeți anul 2024? Am spus, anul 2024 e anul în care orică. Care ar fi scenariile? Scenariul e că... taxele mai cresc. La început va fi o bulversare mare de tot. Dar uite ce mai știu eu. Și atât. Din timp în timp așa, noi, odată cu pământul ăsta și cu soarele, nu stăm pe loc. Deci noi ne învârtim o dată în jurul soarelui în 365 de zile, știi? 6 ore și nu știu câte minute aia. Dar și soarele la rândul lui se învârte cu toată calea lactei, așa, uite așa, ca înțelegi. Bun, da, și atent că și aici e interesant. Dar și tot universul se tot mișcă și se schimbă locurile
Și, apropo, pentru cei care știu horoscop sau le place chestia asta, din 1000 în 1000 de ani se schimbă absolut totul. De ce? Pentru că tu practic ești în altă poziție. Odată, se schimbă polii terestri. Toată știința recunoaște că, nu știu, au și un număr, nu știu cât, 24 de metri pe an sau cam așa ceva. Deci, polii magnetici se schimbă. Nu mai sunt aceiași. Atunci se schimbă, deci, toată energia electro... Și că la pol e 9,2 sau nu, 9,8 și la pol e 9,2. Cam așa ceva. Deci e vorba de G-ul la atracția gravitațională. Totul se schimbă și influențele se schimbă. Și vreau să spun că și Luna are o influență asupra noastră prin faptul că pe timp de lună plină, odată că trage apa, mă înțelegi, îți duce și sângele, pentru că inima, apropo, unde e inima în organism? Că mi-am adus aminte. Nu e la 2/3, deci nu e tot la 66. Deci în orice organism, direct proporțional cu înălțimea lui, inima e la aceeași înălțime. La 2/3 din... De ce? Pentru că ea trebuie să pulseze sânge și în partea superioară, vezi circuitul mic, deci duce sânge la creier, ca dovadă carotida, care așa, și sângele pe care îl trimite în picioare și așa. Circuitul mare. Circuitul mare se mai duce și singur, că l-atrage geul, da? Pe când ăsta altul îl ține, știi? Deci inima obligatoriu trebuie să fie acolo. Pentru că dacă l-ar trimite și în creier și în picioare cu aceeași presiune, am murit în secunda următoare, că am face toți comoție cerebrală. Ai înțeles? Deci și asta e o constantă universală. Deci dumne, teoria mea preferată e că totul are legătură cu totul. Și fraierul are legătură cu bogatul, că fără bogat el n-are cine să-l conducă și fără fraier bogatul nu se îmbogățește. Deci totul e cu cântec. Eu nu am crezut și nu voi crede o iotă că cei bogați vor să ne extermine în măsura în care au aruncat ei pe plajă. Au aruncat la mișto să ne speriem, să ne căcăm pe noi. Nu. Ei vor să-i omoare, mă înțelegi, pe toți cei slabi. Adică care au anumite afecțiuni, pentru că pentru aia societatea cheltuiește mulți bani ca să îi repare, da? Sau să-i întrețină. Și să-i întrețină. Pentru că hai să fim sinceri, în Occident sunt la asistat social că te doare capul. În Occident e mai mare asistență socială ca la noi. Uite, eu am cunoscut tip din America care spunea că tatăl lui a ieșit la pensie și locuiește în niște condiții foarte ok și statul ajută cu $1000 la chirie. Pentru că chiria unde stă el e $2000. Deci bagă jumătate din mântuiești și e pensionar. Sunt alte state, Belgia, Germania, care în momentul în care ai ajuns la pensie ți acordă niște drepturi, mă înțelegi, ca să poți să, nu să supraviețuiești, să trăiești decent. Deci la ei, asistații sociali sunt o adevărată cheltuială. Nu glumesc. Păi, plecând de la chestia asta, ați auzit că ce vrea să facă Ciulacu? Ai auzit, Octave? Ce anume? Din ianuarie, acum sper să nu mă înșel, eu doar... Angajatorii da? Vor fi obligați să ofere mai mult decât salariul minim pe economie. Adică, indiferent de pregătirea celui care se angajează la mine, da. Eu, după 2 ani de zile, eu trebuie să-i măresc salariul, nu mai pot să-l țin pe minim pe economie. Da. Deci iar taxe peste taxe și atunci te întreb, nu, toți politicienii ăștia, eu cred că ăsta e rolul lor când se întâlnesc acolo unde se întâlnesc ei, bă, de unde, ce legi să mai facem? Nu, asta e campanie electorală. Îți promite ceva, pe banii altuia, pe banii angajatorului, da? Cel care te angajează, da? Ca tu să fii conștient că el a făcut legea aia și să zici, da, dă-mi, uite ăsta, fură, dă-mi, dar ne mai dă și nouă.
banc, și uite cum ia, te duci și pui ștampila pe... Nu te supăra. Legile astea sunt pentru campanie electorală. Nu, dar de la lună la lună, adică eu după 2 ani eu trebuie să-i măresc. De ce? Pentru că mărirea aia, da, de la câte minim 2000 sau așa, hap, păi stai să vezi cum. După 2 ani mai... Stai că mai bag eu o gulgută. În continuu vin, în continuu și scade profitul și hap falimentul. Păi mai bag o gulgută, n-ai văzut că îi amenință pe pensionari din lună în lună că le mărește pensiile, că le recalculează? Păi poți să mărești și noi, Oana, dacă mărești și... Acum ai vehiculată și o sumă. Auzi, să ajunge pensia, să fie pensie medie la 6.000 de lei. Tu îți dai seama ce minciună aruncă pe piață? Înainte de alegere? Da. Păi cine sunt votanții cei mai serioși? Nu văzi nici că s-au obișnuit așa? Băi, eu când vă explic că sunt două feluri de reflexe. Sunt reflexele necondiționate. Ălea cu care te naști. Adică ai cu mine, am cu tine. N-ai cu mine, n-am cu tine. Ăstea sunt reflexe necondiționate. Ești om cu mine, sunt om cu tine. Ăstea sunt reflexe necondiționate. Și sunt reflexele prin educație. Adică, ai văzut PSD-ul, bă, băieți buni, bă, mai fură ei, dar ne mai dă și nouă. Liberalii, ai văzut și ei, ne ajută, ne face. Deci astea sunt campanii electorale. Ce să-ți mai spun că învață aia din Occident ce să facă? Uite, să-ți dau un exemplu, că apropo, vezi, e de râs. Băi, voi știți că atunci când a fost ales Elțăn, și vorba aia e Rusia, nu România, mă. Fica lui Elțăn a angajat o firmă americană care i-a făcut campanie lui Elțăn și a câștigat președinția. Deci incredibil, dar e un adevăr care numai preiei nu-l știu. Deci campanie electorală a lui Elțăn i-a făcut o firmă americană. Neoane, cine câștigă alegerile în 2024? Nu contează cine câștigă. Nu, cine crezi tu, părerea ta, dintre cei la care există acum? Păi aici e, că nu mă... Aur, Șoșoacă, nu, cine crezi că câștigă? Încă n-a venit cine trebuie să vină. Deci din cei care sunt, cineva o să iasă. Pe cine simți tu că ar ieși? Crezi că iese Șoșoacă? Ăștia, da, acum sunt iepurași. Neoane, iese Șoșoacă sau cine? Știi care e ambiția lui Dulapul de la Cotroceni? Și iasă Helbin. Cine? Helbin. Fostul preșef al SRI-ului. Da. Uite că încă nu și-a depus. Vă spun eu că va apărea și el pe ultima sută de metri. Bun, dar între cine crezi că se va da lupta? Din ce vezi tu acum? Deocamdată nu mă pronunțam. Și am să-i spun și de ce. Toți sunt... Uite, nu vă supărați pe mine și dacă vă supărați, de-aia nu mai pot eu. Eu n-am încredere nici în Aur, nici în Șoșoacă. Și dacă vreți, vă și explic de ce. Uite, eu, spre exemplu, am văzut o postare pe Facebook în care și acum sunt în dubiu că parcă în presă, soacă, parcă e altcineva. Dar vorbea și îndemna publicul să bage nu știu câți bani în asta cu electrica, că statul garantează. Deci și o soacă făcea aceeași reclamă pe care o face primul ministru, cu care se tot ceartă. Acum te întreb, tu crezi că ăia care au pus-o să facă reclama aia, nu i-au dat lovele? Și acum te întreb tu, dacă ești om cinstit și ești împotriva lui primul ministru, faci și tu reclamă pentru produsul pe care îl recomandă primul ministru și îl recomandă și președintele? Mai ales tu care tot timpul te cerți cu statul și nu ai încredere în stat, nu? Cum e Șoșoacă. Și câte reclamă agresivă să face la chestia asta. Câte reclamă agresivă să face la chestia asta. Corect. Deci, acum nu știu, că probabil, dar na, dacă și politica face parte din viață, trebuie să atingem și politica. Eu am spus-o, eu nu cred în niciun politician. Dar acum te întreb eu, cine crezi că, deci eu, Olteanu Ioan, om al străjii, am constatat că Șoșoacă, acum un an, avea 4 grupuri, da? Pe Facebook. Știai că 2 sunt în Singapore? Deci nu erau, acum te întreb eu. Cine dracu i-a deschis grup de susținători în Singapore, a? Lui Șoșoacă, nu mie. Ce nu-mi place mie la Șoșoacă e faptul că, bă, de cel puțin de vreo 2 ani de zile, bagă numai panică în populație.
Nu mai frică. De nu știu câte ori s-a întâmplat să intru, gata. Până aici ne-a fost. De mâine începe. De mâine deci în continuu panică. Știi? Adică niște scenarii care nu s-au întâmplat. Nu, așa lucrează toți advocații. Pierdă de aici. Îți explic eu cum lucrează advocații. Da, dar e foarte toxic pentru societate. Când ai un proces penal sau civil, legea te obligă să-ți angajezi un advocat, da? E corect până aici? Corect. Bun. Curios, știai că ai dreptul să te apeli și singur? La fel de corect. Corect. Bun. Acum te duci la advocat. Advocatul se apucă și studiază dosar. E dosar penal. Inculpatul... Și spune... Parcă nu-mi vine să mă bag. No. E greu. Nu, că trebuie să te bați cu moliurile de vânt. Păi ce se întâmplă? După părerea mea, îți dă vreo 6 ani. Și el și-a făcut calculul că e vreo 3 jumate. Real, cum ar fi. Da. Zice, nu, că codul procedură penală vine și îți explică în ce situații se dă, cât, nu. Nici instanța nu dă chiar de capul ei. Mai citiți dracului codul procedură penală. Poți să-i dai și minim special. Minim special reprezintă jumate din minim. Adică dacă încadrarea e de la 1 la 5, instanța poate să-ți dea și 6 luni. Pentru că e minim special. Bun, deci ție zice dublu ca ani. Bun, știind da, că zice, tu iei 3 în loc de 6. Dacă m-aș vezi pe mine, nu-mi dai mie. Trebuie să dau și eu mai departe. Și? Care dă mai mult dintre ei? Și? Ăsta, nu, că nu mă încurc, că e belea mare. Teatru. Băi, dar și ceva, de dragul tău o fac. O fac. Și te trezești că este 3 jumate, ce ai văzut? Și tu trăiești cu iluzia, veșnic. Deci putem gândi că Șoșoacă instalează frică în populație. Băi, ca să fie aleasă, urmărește președinția? Băi, cum poți să crezi un făt frumos fals? Un făt frumos ăsta care vine și le trage în sfeclă la creând apocalipsa. Păi vezi că știi. Creând un zmeu și zmeul chiar e. Și atunci vii tu făt frumos? Te mai întreb un lucru. Acum suntem la Șoșoacă. Mai nu trebuie fraierii. Hai mă, lasă-mă, dracule. Acum, nu, stăm, hai să-i analizăm pe toți, că noi nu avem, deci nu. Băi, să înțelegeți un lucru. Dar câți dintre cei pe care i-ați văzut voi și au zis, eu, niciodată politică și vorbim de oameni cu bani, după care la scurt timp au intrat în nu știu ce partid. Eu când am spus că nu voi face politică, niciodată nu voi face. În primul rând, nu cred în politică, nu există politician corect și doi, eu nu vreau averi miliarde, mii de case. Eu am o casă unde dorm cu soția, copiii, nu-mi trebuie mai mult. Lasă aibă și alții. Reveni la Șoșoacă. Zim de combinația asta între Șoșoacă, mie mi se pare foarte toxică combinația asta, și Lazarus. Hai să spun o chestie. Pe Lazarus. Pe Lazarus, eu îl cunosc. Știi când s-a făcut celebrul Lazarus? Când s-a certat cazul cu Vadim sau ce? Ce? No, cu Vadim. Bravo! Uite cine știe! Cu cazul Elodia. Dar știi că a făcut-o pe banii lui? Nu știu, frate, nu l-am urmărit. A plătit elicopter să survoleze. Comerțul cu iluzii. Și a făcut, mă înțelegi, și așa a apărut pe sticlă. Și a apărut Lazarus. E un excrocult și inteligent. Care a prins o nișă lui și a creat... Uite-te tu că... A făcut și filmări pe Facebook, lasă-mă dracu, de unde are bani să se ducă, s-a dus și în Arabia. Da, mă, Lazarus și acum se ține de ce făcea pe vremea cu... Și cu nu era normal să se bage pe combinație cu Cioacă, pentru că vreau să-ți mai spun o chestie și eu o recunosc, eu Olteanu iau numul străzii. Șoșoacă, din punct de vedere al pedigriului, adică al doxei, e una dintre cele mai doxate. Deci are experiență și ca avocat, și ca jurist. Îmi pun pariu că știe și mulți judecători care fac mișmașuri. Deci s-ar putea să îi aibă și așa. Mă înțelegi? Și n-am spus-o eu, a spus-o multă lume. Nu mai țin în cont cine e mama lui Șoșoacă.
Că și aia e o tipă, deci o șoacă, e o tipă cultă, știe cu ce să mănâncă. Da, dar pe această cale, doamna Șoșoacă, vă poftim aici la noi. Dar îți vă spun eu. Nu mai pic, la noi în ediție să dezbatem chestii. Când bă, ajunge la toată conducere. Toată lumea evită realități cu Niculescu, că aici nu se aruncă, păi nu mai pic neoare. Aici nu se aruncă întrebările dinainte, la fileu, nu, aici cine vine aici la această masă trebuie să fie real și autentic și să-și asume judecata lui Niculescu. Dacă este o judecată constructivă, nobilă. Deci doamna Șoșoacă, oricând, dacă aveți timp. Deci, de ce cu Lazarus? Care-i treaba cu Lazarus? De unde până pentru unde? Pentru că Lazarus e pe val. Pe val la cine? Pe TikTok? Și nu ți-a informații de la Jgheab. Hai să luăm altfel, fii atent. Că acum fac și o măgărie. Mâine, poi mine, gata. Există, partid, există un... Ai înțeles? El prim-ministru, ia președinte. Există un ziarist... Băi, nu se poate. Care a aruncat pe piață o gulgută și toată lumea a pus botul. Adică majoritatea ziariștilor își iau informații de la Jgheab. Jgheabul știi cine l-a creat? Serviciile. Adică îi face pe toți ziariștii niște boi și niște vaci. Nu-i face fraier cum îi fac eu. Îi face boi și vaci. Care se adapă cu, la Jgheabul pe care îl creează SRI-ul, da? Ei, dar voi știți că ăsta care a aruncat gulguta și cu Lazarius și cu alții, că mai știu eu ăla cu sportul, cu așa... primesc informații în lașghea pe jubușe. Și dați-mă în judecată fraierilor, bun, dacă vă cine. Bun, și scopul care e? Scopul. Să creezi... Deci nu doar, la, nu doar la... Cam ăsta e scopul înainte de alegeri. Cupleaște cu ăla, care are urmăritori, cupleaște cu ăla și am observat asta și o șoacă cu Lazarus, hai să, că acum vin alegeri. Apoi ne mutăm, George Aur. Cum l-a luat pe Sorin Constantinescu, care a fost la noi în emisiune și spunea nu o să intre în politică niciodată. Hap! Săptămânile trecute a intrat la ori. Păi cum, și Măciucă. Știu că a doua zi a ieșit. Și Măciucă. Și ori fi fost acolo în trei orgolii, îți dai seama. Și i-a, găsit și un, i-a găsit un schelet în dulap și... Bă, dar oare când întâlnim, mă, un om, bă, când zice un cuvânt să se țină de el? Mă, când? Bun, deci aici eu cred că a greșit o Șoșoacă, dacă mă întreb pe mine combinația asta cu Lazarus. Hai să venim la George Aur, că vreau să-i luăm pe toți, să nu zică oamenii că mamă, ne-au dat nouă ăia. Nu, discutăm și noi ca oameni din popor, fără răutăți, fără interese. George Aur, cum îl vezi? Îl văd cu un fez de jidan în cap. Nu știu, cum îl vezi? Da, îl văd cu un fez de jidan în cap. Cum îl simți tu? Că tu... Deci, în primul rând... Ca om, cum îl simți ca om? În primul rând, e sprijinit de ruși și de jidani. Nu, nu știu dacă ați văzut, dar el face figuri că nu-și ia banii și nu mă înțelegi. Vă întreb eu, de unde bani pentru campanii? Reține, e singurul care i s-a vândut pontul când a venit judecătoarea în România. Mai țineți minte? Și mi-a plăcut cum a acționat sepepiștii. Nu i-a dat nimeni nicio scatoare, că bă, pleacă de aici. Că eu dacă eram sepepiștii, dădeam un vrânt de cădeam cur. Toți sepepiștii s-au băgat frumos și luau ca să nu filmeze. Deci cineva i-a dat pontul. Să nu-mi spui mie că aia nu-i păzită și nu era secret când merge. Și vorbesc despre cea care s-ar putea să se înscrie și ea. Deci îl vezi susținut de către ruși. Și culmea și de jidani. Bun, și o șoacă susținută de către cine? Aceeași partidă, dar altă... Separațiune. Păi să nu ne înțelegem greșit și Șoșoacă a recunoscut că ea a fost la ambasada rusă. Bun, la PSD-iști, pe cine ar putea propune ca președinte? Dom'le, PSD-iștii e o problemă. Uite, eu, spre exemplu, m-am întâlnit acum vreo săptămână cu cineva și i-am spus, zic, uite ce am auzit pe piață, așa. Zic că PSD-ul ar vrea să-l dea jos pe Cobrigarul ăsta. Așa. Și să-l pună pe Geană. Că el a mai fost șef al PSD-ului. Și de fapt în felul ăsta PSD-ul să meargă cu candidatul lor, adică Geană. Geană la președinție. Ca să nu pui Geană pe Geană, da. Și tipul care a fost parlamentar mi-a zis, Neane, îți spun eu, pără, e gulgută. Deci Geană, Geană la președinție. Cum păi nu Geană, e clar că va fi la președinție. Bun, deci avem Șoșoacă, Geană,
Aurul? Aur, da, da, el a zis că nu candidează George Aur. Da, da, problema e că, fii atent, că e o șmecherie aici. Nu contează că dacă la alegeri primește foarte multe voturi și intră în Parlament, devine Aur Partid Balama, care se dă cu cuia și Aurul visează să facă cum a făcut PMP-ul sau cum a făcut ungurii. Că n-ai văzut ungurii, cum nu vrea cuia și duce la el. Slow aia. Bun. Hai să ajungem la Gabriela Firea. Firea, crezi că urmărește președinția? A urmărit-o, nu mă urmărește. Nu mă urmărește, îmi pare rău că ce-o spun, nu mă urmărește. Eu știu și asta e afirmația lui Becali și nu știu dacă știi, dar Becali e nașul lui Firea. Nu știu. Bă. Îți spun eu că știu. Și Becali a afirmat publică și Becali ăla e din topor și ăla și a zis că ea nu va veni, nu se va reîntoarce în România decât când va cunoaște care sunt acuzațiile. Pentru că, aș să mai spun o chestie, acum vorbim sincer, eu nu sunt apărătorul lui Firea, dar îl iau pe Popoviciul ăla, da? S-a dus în Anglia. S-a demonstrat că Popovici a reușit să îl învețe pe unul unde trebuie să dea mită și mita aia s-a dus la fiul președintelui Americii. Deci e scandal mare. Și totuși pe Popovici englezii nu vor să ni-l dea înapoi pentru că spun că nu-l vom judeca cinstit. Că avem oftică pe fraier. Mă înțelegi? Deci, încă o dată îți spun. Băi, când își bagă nasul justiția, ăsta, serviciile, judecătorii cam execută. Hai să-ți explic și de ce execută judecătorii. Sunt o serie întreagă de judecători care au state vechi de plată și au așa, care au certificat Word, sau nu știu cum dracu se numește, e un certificat special, care are voie să judece și dosare de siguranță națională, da? E, nu orice judecător, dacă n-ai certificatul ăla, n-ai voie să judeci cazuri complicate. Ei, toți ăștia au semnat cu SRI-ul. Acum codăm din Fanta în Sprite, legat de judecători. Chestia asta, știi că ei nu pot fi trași la răspundere. Cum ți se pare, nea, Ioan? Imunitatea asta la judecători și la... De ce? Păi, atenție, atâta timp că sunt în funcție, eu am să spun un caz concret, dar îmi cer scuze. Păi atât timp cât sunt în funcție, da. Eram în baltă și am intrat în comisie și mi-a sosit rezultatul că mă eliberează. Atât de bine văzut eram, încât șeful de punct de lucru mi-a zis, Oltene, uite, eu trebuie să-ți fac o caracterizare. Dacă ai muncit, dacă te-ai încadrat, eu nu munceam neam. Eu făceam actele, eu ce-l deam din creion. Ce poți tu? Știi ce i-a zis șeful de punct de lucru? O spune, eu nu o fac, că dacă o scriu eu, când o citește la instanță, zice, asta n-a scris un milițian, asta nu e vrăjeală de milițian. Scrie-o tu cu vrăjeala ta infectă de lemn și dacă îmi bați strâmbe și am primit amânare, știu eu ce trebuie să fac. Și mi-a susit și de la... Toți știam că exista un judecător care lua șpagă ca să te elibereze condiționat. Că eliberarea condiționată, articolul 59, spune în coadă de pește, relativism. Orice deținut poate fi eliberat condiționat, dacă îndeplinește condițiile. Și toți știam că judecătorul ăla ia blat, ia bani, dar nu-i lua el direct, îi lua grefierul lui, da? Ca să nu-l prindă hop în țop. Și dacă îl prindea pe grefier, îl scotea judecătorul, nu? În fine. Și îmi zice un deținut, care bătuse un milițian. Ce, bă, Oltene, du-te și tu la surul meu. De ce să mă duc, fraiere? Că n-am nicio... Te rog eu din suflet, că uite ăștia, o să mă amâne, trebuie să intru în comisie, o să dea amânare, pentru că infracțiunea mea am bătut un milițian și e nasoală. Și zice, spune lui surul meu să vină la pachet, la vorbitor, și eu să-i confirm că ceea ce îi spui tu e adevărat, că nu poți să vorbești la mea. Băi, dar zic, de ce să mă bag în căcatul ăsta? Și în final m-am băgat și s-a eliberat condiționat. Așa se eliberau. Deci noi deținuții știam, voi știați că în fiecare penitenciar exista un ceist, un contrainformator? Ăla aduna informații și de la... Uite, așa s-a aflat ce judecător nu e cinstit. 2 și un sfert, unitatea militară specială 2 și un sfert, de asta s-a ocupat.
de dosarele judecătorilor. Tu de ce crezi că primesc ăștia pensii speciale? Pentru că au făcut în numele partidului multe chestii care dacă s-ar afla... Bun, și... A luat câte 10 ani ca Tudor Stănică. Știați că Tudor Stănică, șeful IGP-ului, a fost condamnat 10 ani? Pentru că l-a omorât pe unul în bătaie în anchetă. Dar asta s-a dovedit. Da, deci vă spun eu, toți judecătorii vor pensii speciale pentru că și acum le face partidelor jocul. Da, da, arestează la comandă, scoate-l pe ăla de pe că e concurent. Dar și americanii au făcut-o. Am văzut eu, ofițer superior FBI, toate informațiile primea de la un mafiot. Și mafiotul cu ajutorul lui și-a distrus tot dușmanii. Na, a luat 5 cartiere dintr-o dată. De ce? Că... Și totuși la ce timpuri trăim? La, noi ne îndatorăm în fiecare an pentru că noi nu producem nimic. Da? Băi, nu renunță la aceste pensii speciale, nu, deci orice trage pe populație, trage, dar de astea nu se ating. Păi dacă le ia pensiile speciale, poimine se face dreptate și începe să scui pe totul. Tu îți dai seama ce este? Că este război civil, mă. Eu mă cil. Nu glumesc. Bun, și pe cine votăm, Neoane? Pe cine să mai votezi? Pe cel mai necunoscut partid, nu știu, așa aș vota. Care e cel mai necunoscut? Uite pe ce mă bazez eu. Nu mai contează pe cine votăm. De ce nu mai contează? Pentru că dacă, și aici eu dau eu un relativism, în America e mai mare război ca la noi. Noi încă stăm bine. Acum România e... Mai târziu lucrurile. Acum România e țara tuturor posibilităților. Eu în fiecare zi citesc pe Facebook, bac un englez, bac un francez, am întregoșit o româncă, vrea să stea aici, România e țara tuturor. Și fac acolo, merge, că toți ne e foame, tot, hai că îți rezolvăm pe... Când ai fraiere, hai că îți rezolvăm pe... Ăia, capitalul, în fine. E, problema cea mai mare e la chinezi, la americani și la ruși. Rușii nu prea mai au armament. Le trebuie vreo 10-15 ani să-și refacă stocurile, să știe asta. După războiul ăsta, acum? Păi, normal. Nu că au pierdut soldați, lasă-i pe fraier, ia-ți fraier. Da. Băi, și-au consumat stocurile. Înțelegi? Și dacă mai vrea să... partea rușilor vom sta liniștiți 10-15 ani. Da, bun. Nu mai au cu ce să ne atace. Dar stai puțin că și americanii și celelalte țări cu susținerea asta problema, au scăzut. Problema cea mai gravă e că și americanii s-au prins ca președintele lor în exercițiu e un papagal. Și că e pus acolo de... Deci da, spun, dacă într-adevăr ajunge Trump la conducere, că în America e război civil, mă. Și-o bată aia că l-ați bătut surpate. În a doua zi, Rusia... Nu mai încetează războiul, dar tot ce a ocupat rămânea rușilor. Asta să fii convins. Sunt convins. Ăsta al Rusiei, al, așa, fuge. Zelenski, fuge. Îl lasă ei să fugă cu valizele de bani. Îl lasă și fotografiază când fuge. ca să dovedească. Dacă vine Trump la da, americani. Da. Zelenski fuge... Rusia rămâne cu ce a ocupat, mă înțelegi? Și nu-ți mai spun și că... Și ce se întâmplă cu Ucraina? Cine o practic cum s-au împărțit? Americanii? Ucraina o să cam dispare ca stat. Pentru că oricum e un stat artificial. Făcut de Stalin cu japca. Oricum nu se vor atinge americanii să-și pună acolo la granițe, nu? Asta nu se întâmple. No, mai cine câteva trupe la noi, tamponi și tot. Nu, dar acolo nu vor ajunge. Dar culmea, tot dacă iese Trump, se termină războiul celălalt. De cu Zidanii, cu Palestina, cu, se termină și ăla, se pune batita pe ceambal. Dar ce s-a mai auzit? N-am mai auzit nimic? Sau nu? De războiul din Taiwan cu China.
S-a mai liniștit apele, s-a mai... Păi, stai puțin să ne înțelegem. Eu știu că trebuie să existe o înțelegere și a vrut-o. Președintele Chinei a cerut o înțelegere cu actualul președinte al Americii. Și se pare că și asta se amână. Pentru că și președintele Chinei s-a convins că dacă vine și discută cu ăsta și după aia iese altul, se poate anula discuția. Așteaptă alegerile, nu știu. Sigur că da. Deci acum toată lumea stă și așteaptă. Că îmi pare rău, dar trebuie să o recunosc, oricât ați acuzat voi America și acuzat, că nici eu nu sunt prea pro-american, că și americanii, cetățenii americani sunt mai fraieri ca cetățenii români și sunt mai, și mai inculți și mai drogangi și mai în fine, dar nu asta. E, dacă iese Trump, se schimbă totul. Totul se schimbă. În bine sau în primul rând, da, în bine. Globaliștii o lasă moartă. O să se facă și investiții cu, în fine. Dar o să meargă iar pe naționalism. Și iar fiecare stat își întărește armata, își întărește serviciile, ne apucăm să ne spionăm unul pe altul. Da, pentru a face asta trebuie din nou să arunce bani cu sacul pe piață. Și va veni o perioadă de bunăstare. Bun. China ce va face în tot timpul acesta? China, îți spun eu, China așa... Eu cred că China nu vrea să pună rău cu nimeni, pentru că ei au nevoie de piață de desfacere. Mai mare. Bravo! Uite, hai că ai luat 6.5. Da? Da, nu da, cred. Bravo. Nu cred. Fii atent de ce. Auzi până intrai în investiție. Da. Uite de ce, bravo, ai înțeles. Deci China degeaba produce dacă n-are cui să vândă. Dacă nu cumpără fraierii, ăia produc degeaba. Și apropo, hai să luăm o poantă, că facem, dacă o facem. Am citit acum vreo 3 zile pe Facebook o chestie și mi-a plăcut, am și repostat-o, că nu știu ce stat african să dă vârsta copilului, copilul începe să treacă și să se ocotește că s-a născut, în momentul în care femeia se gândește că vrea să-l conceapă. Deci vârsta lui e de când a apărut ideea că femeia vrea un copil, da? Dar pe fraierul care îi bagă sămânța nu-l mai întreabă. Că acum te întrebe unii, dacă tu ai marfă și n-ai soție, mă înțelegi, unde îți distribui marfa? Băi, așa e și cu China. Păi ce face? Ca o nană aruncă sămânța în nisip? Deci o China, volens, nolens, trebuie să lase globul așa cum e, că altfel n-are unde să-și vândă marfă. Și nici nu mai are de unde să ciordească. Erdogan, cum îl vezi? Cum îi vezi pe turci? Foarte alunecos Erdogan ăsta. Și cu ăia, și cu ăia... Băi, și Erdogan ăsta e o șulfă. Tu nu vezi că merge la toate capetele posibile. Asta zic. Păi și el în momentul în care s-a vedea că se va consolida, hai să o luăm altfel, da? Se duce, că o luăm politic, da? Se duce, se ceartă cu americanii, Erdogan, că e șmecher. Și doboară culmea, doboară un avion rusesc care a survolat Siria pe acolo, dar a trecut în spațiul aerian al Turciei. Și îl doboară, armata turcă a lui Erdogan, da? Rusul Putin zice cine se duce în Turcia a belit-o, nu mă depoi să... Și tot ce e că e o zonă în Turcia acolo, mă înțelegi, unde toți investitorii sunt numai ruși, numai hotele, numai... Sunt banii rusești. Și când vede Erdogan că ăsta s-a sucit, nu-ți mai spun că Putin a aruncat pe piață și o fotografie din satelit cu niște... tiruri care duceau cisterne la o locație care era lui Erdogan. Deci era implicat și în cerdeală de petrol, da? Okay. Bun. Când a văzut Erdogan că s-a supărat Putin pe el, vine la rus. Și încheie cu rusul o combinație, că nu mai sunt bune rachetele americane, că americanii au lăia în gilâc acolo, au depozitii de rachete nucleare, da? Bun. Și cumpără de câteva miliarde, bate mâna contract,
Cumpără rachete de la ruși, nu? Ca să-l mai iertă rusul de... Și când ies afară la conferința de presă, zice, domnule, gata, Erdogan e fratele meu. Fii atent ce-i face Putin. Îl întreabă, da? Ce, băi, frate, dar cu avionul ăla ce ai avut? Deci, ca să vezi ce face Putin, deci cum știe să taie basul. Uh-huh. Președintele Franței, ăsta care se cacă pe el, că când a fost la Putin, toată presa spune, când a ieșit de acolo, parcă era matol. Gurilele ăla spun că Putin i-ar fi spus, băi, dacă mă superi, mâine nu mai ești președintele Franței. Și parcă îl mai cred. Eu repet, sunt înțelegeri secrete, deci Trump a semnat o înțelegere secretă cu Putin. Trump? Da. Când era în putere. Da, credeam că acum. Bine, și acum posibil. Să creezi o unitate militară de elită care să se bată cu extratereștii. Băi, hai că mă doare capul. Care extratereștii, mă? Aia era o... Aia din cauciuc. Nu, aia era o unitate militară specială care coordona toți sateliții și spiona pe toată lumea. Noi eram extratereștri. Bun. Bă. Zilele trecute, ieri sau alaltăieri, știi că Victor Orban e singurul, cred, sau printre puținii, care refuză aderarea Ucrainei în NATO. Și dau dreptate. Pentru că nu îndeplinesc condițiile. Bă, frate, ăia sunt în plin război, nu? Acum, dacă noi facem greșeala să susținem aderarea și mai departe, iar, de-a lungul istoriei, cum bate vântul, ceea ce e periculos. Apropo. Cum o vezi treaba asta? Dacă iese Trump, știi ce mai e prima? Dar foarte ferm, Orban. Știi care e prima? Că multă presiune pe el din partea americanilor și a europenilor. Știi care e prima care își mai își rupe gâtul? Ursula von der Leyen. Pentru că Ursula von der Leyen nu e altceva decât pioa întâi a tuturor multinaționalelor americane care au creat-o și au sprijinit-o să ajungă acolo. Deci Ursula von der Leyen nu e pro-Europa, e pro-America. Deci, dacă, băi, dacă vrei să conduci un popor, îi cumperi conducătorii, mă. Logic. Zim de Orban, cum vezi, pentru că el rezistă presiunii puse de americani. Eu nu știu politică, fraților, atenție. Dar și, știți, îmi expun punctul de vedere, trebuie să stăm în banca noastră. Nici eu nu aș opta pentru, și nu m-aș băga. Să ne vedem noi de trebușoarele noastre, de cei tineri, de amărăciunile noastre. Cum vezi tu? Băi, asta e punctul meu de vedere. Fac și eu ca Băsescu. Vă rog. Știi că Băsescu a declarat public că a fost cel mai bine informat de către servicii, da? Nu. Dar tot el a recunoscut că serviciile îi spuneau numai 10%. Deci e declarație publică. Fii atent aici. Tot jocul nu-l fac președinții de state, mă, îl fac serviciile. Dacă serviciile... Bun, de cine sunt conduse serviciile? Serviciile sunt conduse de oameni foarte inteligenți, dar care au legătură cu toate serviciile. Rockefeller, ajungem la marile familii. Nu, dar și toate serviciile își fac servicii una oară altora. Colaborează între ei. Da, da, sunt niște lideri acolo. Păi normal că sunt, da, dar în funcție de anumite interese se fac și ce. Băi, spune și lui ăla că joacă bine cum joacă. Că oricum asta, Ursula von der Leyen, mă, s-a culcat ea cu făt frumos, dar o să-și rupă gâtul. Asta bun, bun, Ioan. Am mai tot discutat despre război și așa mai departe și de faptul că e al treilea război mondial, dar informațional și așa mai departe. Este război. Acum ce vreau să te întreb. La cum vezi tu, dar te rog eu, părerea ta și zi ceva clar. La ce timpul trăim, da? Da. La cum am evoluat. La un moment dat, inevitabil, va veni și acel război final care va autodistruge omenirea. Nu va veni, mă. O să vină. Păi, la câte bombe nucleare au toate țările elorii. Fii atent. Cât crezi că o mai duce omenirea așa? Nu știu, poate e stupit ceea ce întreb, dar de curiozitate. Când se vor duce resursele? Sau poate nu se vor reduce? Iar suntem hrăniți cu panică.
Pentru că pământul nu o să aceleași resurse, bă, dar e un ciclu. Hai să-ți explic o chestie, că dacă mă mai ai cu resursele, mă cer, mă superi. Iată. Nu e vorba de resurse, e faptul că ne-au mințit. Acum, industrial, toate florile, sunt state care florile le obțin în tuburi. E numai apă cu săruri minerale. Sunt englezii care au subsoluri în care sunt lemn de ăstea așa și cultivă salata. Dar știi cum o recoltează? Nu fraier cu mâna, o ia așa cu drujba. Prrr, pac! Deci acum, mă înțelegi, se poate crea artificial ce vor. N-ai văzut că au încercat-o și cu carne? N-a sărit, noi au dat așa, Bill Gates n-avea o fabrică de carne pe Belgia. Și ce, n-a reușit? A luat foc și a dus dracului. Tu crezi că acolo ăia care i-au dat foc n-au fost fitiliți și nu le-a dat și tot serviciile? Lasă-o dracului de treabă. Deci, ascultă-mă ce spun. Totul e joc de glezne. Și acum, după toată treaba asta, după ce ne-a pus în cap apocalipsa, cavalerul întâi cu sabie în gură, cavalerul doi, cavalerul trei, lasă acum de drumul. Și noi toți o să fim fericiți și o să uităm ce ne-a făcut. Legat de americani, știi că ei sunt în mare faliment, ei. Doar că... Băi, nu te supăra pe mine. Crezi că nu... se vor redresa dacă vine Trump? Dai puțin să ne înțelegem, că și asta circulă, și asta circulă pe Facebook. Băi, America nu-i datoare nimănui decât cetățenilor din statul ei. Cum? Chinei, n-ai, Ioanes. A? Chinei. Ce spui? Au datorii la... Nu e datorie, nu e vrăjeală, nu e datorie. Toată cifra cu care ei sunt datori e în buzunarele... Dar ca și armament, care mai puternică ne-a, Ioane? China sau America? La clar, Rusia pică. La număr, la număr de arme... Nu, ca și armament, ca și putere, dotare, ca e, și... Culmea e tot America. E vorba de armament... Crezi că au frică chinezii de americani? Foarte... Dar nici nu vor să se bată, mă, chinezii nu vor să zic, se bată. Așa, facem așa niște scenarii să placă urechilor. Crezi că au frică chinezii? Eu v-am mai spus-o, nu trebuie să mă credeți. America are un sistem făcut de acum 40 de ani, dacă nu. De senzor de așa, cum vine o rachetă să lovească America, cum nu trebuie să mai apese nimeni pe buton. Singure pleacă rachetele. Ăla dacă a trimis 3, ăsta-i trimite 6. Și dacă ăla nu are prezența de spirit să apese pe buton să le anuleze, îi vin chiar 6 în cap. Și atunci iese așa, în America cred că 3 rachete nucleare rusești, da? Uh-huh. Și în China cad 6. Și dacă mai continuă așa, se duce dreptului toate șandrămăul. Și asta se petrece automat. Deci să nu mă înțelegi greșit. Deci eu am citit de acum 30 de ani niște prognoze. Uite ce se întâmplă. Fii atent, spune așa, în cazul unei explozii a unei bombe atomice, 90% din victime sunt colaterale, că mor de panică. Mor că de frică vor începe să se tâlhărească. Foamete. Păi mă înțelegi, se dereglează totul, se strică. Uite, acum, spre exemplu, uite și cum aș face un război. Aș distruge toate telecomunicațiile. Și asta o poți face nu cu bombe nucleare, cu bombe cu puls electromagnetic. Dacă moare Facebook-ul, dacă moare tot, telefonie, tot așa, fraierii intră în panică. Intră în panică. Nu mai are. Am văzut englezi care spun clar, copii de englezi, că dacă îi spui, iei telefonul din mână, moare. Așa crede. Chiar, care ar fi efectul? Care ar fi efectul? Înnebunește, că nu mai are o preocupare. Asta lasă, că ne-am obișnuit după o săptămână, două lună, dar că ar fi ceva benefic pentru omenire. Păi da, îți spun eu că 15% vor muri. Eu cred că ne-ar apropia mai mult. Cred că ar fi ceva benefic. Finalul ar fi bun. Am muncit mai mult, că nu te mai poți expune pe net, peste tot. Trebuie să te duci iar cu flyere, cu alea, dacă ai un business, știi? Și ne-ar apropia mai mult. Cred că n-ar mai fi atâtea divorțuri și... Păi și dacă se presupune că dispar banii, că tot ne amenințe banii. Nu ne mai ducem la bancă. Băi, fraiere, am făcut și eu, am pus cartofi. Am 2 hectare de cartofi.
Vii la mine, îți dau cartofi, tu ce ai? Am prune. Îmi aduci prune. Să fie clar, cash-ul nu cred că dispare, frate. N-are cum. Cel puțin la o țară, cum suntem noi, cu mulți ani în urmă, tu dai seama că ar fi prăpăd. Da, dar uite-te și pe magazine. Câte case pe card au băgat și câte ți-au rămas pe cash. Da, mă, înțeleg, dar n-are cum. O încearcă, cum a fost și cu pandemia și cu toate cele. Dar suntem prea mulți. Sunt prea mulți oameni țărani care... Ei acum te interesează să vrei să plătești cu cardul, să-ți... Da, încercări, dar n-au. Băi, dar să vă spun o poantă tare. Ia. Apropo de cinste, știți că singurii bani de pe glob care sunt făcuți din aur pur sunt cosonii? Restul nu e aur pur. E în aliaci cu argint, cu aur... 999 ăla. A? 999. Deci cosonul... Dacii erau singurii care nu trișeau. Restul toți trișeau. Bă, dă-i dracului de freie. Dar nu și din cauza că aurul este un aliat, este foarte moale ca metal? Păi nu că... Au, spun eu ce au făcut în Spania. Dar nu mai spun cine, dar... pileau banii. Și obțineau în final aur din bani. Și în final s-au ajunsese banii să fie mici. Da... Toată lumea ciordea. Și vă spun eu, ciordeala nu am inventat-o noi. Ciordeala au inventat-o alții. Noi nu ciordeam. Noi românii? Nu. La daci, când pleca dacul de acasă, punea bâta în poartă. Ca tu să știi ce că nu e acasă. Nu, că nu e acasă. Aveai voie să intri în casă. Aveai voie să mănânci. Aveai... Și unde mai așa? La ruși în Siberia. Deci ai voie să intri în casă, ai voie să că sunt sticle cu ulei de la de focă, păi la acolo dacă rămâi noaptea. Apropo, și că sunt orașe la ruși unde mașina nu se oprește niciodată, că dacă ai oprit îngheață motorul și nu l-ai pornești. Și înghești și tu odată cu motorul. A? Înghești și tu. Mamă, minus 25-30 de grade. Nu e glumă. Și îmi spun mie ăștia cu ozon și cu așa. Păi avioanele militare și, băi, fii atent, un transatlantic de ăla care duce pasageri, bă, tu știi cât poluează ăla? Mult. Dar, că ai zis cât de... un oraș întreg. Că ai zis, de... uite, acum am uitat deci, asta. Deci totul e minciună, totul e minciună, totul, exagerări. Și vin și îmi spun mie fraierii. Da, vin și îmi spune, bă, Oltene, nu știi ce vorbești. A, nu, îți spun eu, voi nu știți pe ce lume trăiți. V-au mințit ca la grădiniță. Dar e postare, uitați-vă și voi. Eu întreabă un om de știință pe o fraieră de-aia. Bă, voi știți cât oxid de carbon e în atmosferă? Și îi spune, uite, 0,03. De unde ați scos voi ce ați scos? Și aia se uitea așa că curca în lemne. Vreau să te mai întreb un lucru legat de... Da, Ioane. Deja au trecut foarte mulți ani de când a fost cutremurul mare din 77. Nu se face nimic în sensul acesta. Există un ciclu. A fost în 40, nu? A fost în 77... Nu, nu pot să mă pronunț aici, că natura nu e ciclică. Cum o vezi? Cred că o să fie prăpăd. Dacă va mai fi unul cum a fost în 77, la cum s-au consolidat la noi blocurile... Băi, îmi dai voie să-ți spun o chestie apropo de cutremur. Hai să e gravă. E, asta e o frică a mea. Cutremurul e pe mine mă traumatizează. Acum vreo 15 ani a fost un cutremur în Italia și au căzut casele ca... Da? Bun. Că mafia a luat contracte, că așa, că o să-i pedepsim, s-a pus Batista pe țambal. Acum cu cutremurul din Turcia, da? Au fost și pe Facebook filmări că erau pereți în care lupai cu mâna așa betonul, că au trișat. A promis Erdogan, sultanul, că face că drege. Ai auzit tu să pedepsească pe cineva? Dar oare nu sunt create tot de noi? Uite, mie cutremurile astea, mă, uite, frate. Mie... De exemplu, în Italia se spune că e posibil să, de la forări, știi, au tot scos gaz, au tot scos gaz și zonele unde au scos foarte mult, înțelegi? Nu, cred, frate. Eu cred că sunt create cu tremurile astea și a puternice. Sunt și create, clar. Da. Ioanes,
Dacă războaie nu sunt, dă-mă un cutremur ăla să mai cadă câteva. Au fost niște știri în genul ăsta acolo, adică cumva s-a lucrat în niște zone și s-a scos foarte multe pungi. Prea pungi. Puțin. Păi da, gândește că acolo rămâne loc gol, frate. Bă, se reface, mă, nu, e în continuu, în continuu se reface, nu e că rămâne gol. Dacă rămâne nu? Gol, să surpă, să... Dacă tu iei... Vreți să-ți spun o chestie? Fiată de aici, că m-ați supărat. La Ogna Mureș, aici în România, așa, vreo 15 ani, s-a scos sare din pământ. Dar la ce mod? Sare lichidă. Deci ei băgau vapor de apă, mă înțelegi, ca să, așa, și extrageau. Dar în mod normal, legea, principiul unui și al acțiunii și reacțiunii spune că în momentul în care ce scoți, trebuie să bagi, da? După 15 ani de exploatare s-a dus un sat întreg, că nu mai zic unde, s-a scufundat. Deci iată că ei 15 ani au tot extras de acolo. Știi că la toate sondele petroliere, când scoate petrol așa, acum trebuie să bage și altceva în loc? Pentru că altfel acolo rămâne gol. Păi, nu, da. Bă. Nu se reface golul ăla, adică gata, nu mai... Ce îți mai spun eu, să nu mă înțelegi greșit. Dacă ești asta cu să pot cu tremure și tsunami și așa, nu e chiar așa. Hai să-ți spun o chestie, ați auzit de bomba țarului? E cea mai puternică bombă de pe glob, da? Făcută de ruși, la ordinul lui Stalin. Știi că dacă o scufunzi în groapa Marianelor la 11.000 de metri și o detonezi, nu poți să explodezi? E presiunea prea mare. Bravo! Ai văzut că ai înțeles? Ai văzut? Bomba țarului nu mai face treabă. Ai văzut? Băi, nu mai spuneți voi că nu poți să te joci cu pământul așa cum vrei tu. A, că eu spun că sunt viteazul pește prăjit și fraierii pun botul. Aia e altă treabă, că asta fac serviciile americane. N-au vorbit toți. Deci hai să o luăm altfel, mă. Ne mint americanii de vreo 50 de ani. Că pe timpul nu știu cărui președinte, o farfurie zburătoare, mă înțeleg, nici nu, cei nu știu prea bine dacă era castron sau cu răcituri, s-a prăbușit pe acolo, ești povești de vreo... Mă înțeleg? Banii au arătat și niște filmări, că au luat de acolo niște fraieri. Tu știi că și KGB-ul a făcut filmările astea? Tu știi că și rușii au ars tot așa? Stai că zice, bine, Ioane, hai să vorbim de Area 51. Da. Ce ascundă e acolo? Extratereștri nu există. Ok, da. De atâția ani de zile, de ce atâta secret și dacă te apropii în zona aia, gata, te ciure? Dom'le, e clar. Deci, fii atent. Prima dată, fac acolo? Prima dată, americanii au făcut 3 bombe nucleare, da? Și savanții au ținut-o la îngapă lor. Băi, noi le-am făcut, noi trebuie să verificăm ce putere au. Păi și cum facem? Prima o explodăm la noi. Și s-au dus în area 51. Satul ăla, nu s-au numai știu. Au pus-o sus, că n-a fost pusă pe pământ, a fost sus într-o sondă, pe o sondă. Au construit, armata a construit un sat întreg cu case, cu oameni, cu scaune, cu... Serios. Mă înțelegi? Și au detonat. Pșa! Mă înțelegi? A măturat tot acolo, mă înțelegi? Au recunoscut ei că au găsit metal scurs la 15 metri în pământ. Deci presiunea l-a lichefiat, l-a făcut vapor și l-a împins în pământ la 15 metri. Pe ăla care l-a împins în pământ, că pe restul l-a împins în altă direcție. Și după aia s-au gândit ei ce facem și a zis, stai dumne, că toată zona n-au voie ei să treacă pentru că e radioactivă și de fapt din momentul ăla terenul a fost dat armatei și acolo s-au făcut în subsoluri toate experimentele nucleare să facă în pământ. Și acolo sunt subsoluri până la nivelul nu știu cât. A, că ne-au aruncat gulgute pe piață, că n-am mai discutat și noi chestia asta. Că acolo au și vreo un motor de navă. Da, sunt discuții despre că... Da, dar e periculos cu experimentele astea în pământ că îi deranjează pe reptilieni. Care reptilieni, mă? Că reptilienii suntem noi, mă. Că deci, zic aia, băi, ce faceți, nu? Există o carte. Există reptilienii sau nu? Noi suntem.
Păi primul mod de gândire e reptilian. Ia-i felielul, fraierul. Da. Că mai există o lume în dacă interiorul globului, pământului. Da, e ca în Matrix, ca o lume în altă lume. Că sunt anumite intrări, da? Da? Nu știu ce zone, în Rusia. E prin Tsambala, nu? E un major de... Da, și că ar fi o altă lume, frate, în interior. Știi, nu? Ai auzit de asta? Păi și Jules Verne a zis călătorie în centrul pământului, la Schönbergul. Că el a scornit-o primul, e unul dintre păi pionierii. La ce crezi că... Hai să mergem pe partea asta, metaforică, filozofică. La ce a făcut referire? Ceva avea legături, înseamnă... Dom'le, eu v-am mai spus și dacă vreți, mă credeți, dacă nu mă credeți. Eu m-am interesat, unul dintre oamenii care mie mi-au plăcut a fost Giordano Bruno și ăsta a fost un bengos. Bengos. L-au aspărut, fraieri, în 1550. Atât de bengos. Da. De părug a zis. Fraierilor, pe mine mă ardeți, dar adevărul spuselor mele va dăinui peste veacuri. Și realitatea e că acum mai fac statuie, fraierii. În fine. E, m-am interesat, bă, dar ce aveau fraierii cu el de la omorât? Păi, care e adevărul? Păi nu că zice, dumneavoastră a susținut teoria heliocentrică. Nu e adevărat fraierii că s-a susținut-o Copernic și căzuse la pace. Nu, 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 nu e altceva. Și mi-a spus mie o păsărică că la Vatican există niște procese verbale de tortură a lui. Și el susținea o chestie de pluritatea universurilor. Deci că nu e un univers, că sunt mai multe universuri. Și biserica a tras concluzia cea mai tâmpită. Că vezi, când eu îți spun că bisericii e frică să nu aflăm adevărul. Pentru că de 2000 de ani trăiesc pe spinarea unui om pe care ei l-au omorât. Deci l-au omorât pe Iisus ca să trăiască din vrăjeala lui și pe spinarea lui. Deci că ei cu asta se hrănesc, cu imaginea celui pe care l-au omorât ei. Că doar nu l-am omorât eu. Dar în fine, dar mă reîntorc la ce vreau să spun. Și vreau să spun că am ajuns la convingerea că bisericii atunci și s-a făcut frică. Pentru că ăsta susținea că există mai multe universuri și atunci indirect trăgeai concluzia că există și mai mulți Dumnezei. Bruno ăsta. Da. Și dacă citești cu atenția Biblia, ai să vezi că în ziua nouă Dumnezeu vorbește la plural. Deci după ce mâncase mărul cu Eva, care ziua nouă? Păi e și e până, se merge până la ziua nouă, da? Păi sunt nouă ceruri, mă, la așa dreagului, adică sunt nouă cifre. Și atunci, câte ore avea o zi? Și spune, Ioane, nu, și atent, spune Dumnezeu, iată-l pe Adam că a ajuns precum noi. Băi, verificați că este așa, dacă am dreptate sau nu. Precum noi? Păi și atunci... Nu-ți dai seama că Dumnezeu vorbește cu alți Dumnezei? Și atunci nu sunt trei, nu-i tripetul, e Tatăl, Fiul și Sfântul Duh? Și atunci te întreb eu, de unde a apărut ideea cu extraterestri, nu? Păi și Dumnezeu e extraterestru. Păi când spui Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă Dumnezeu nu-i de pământ, de unde e? De unde? De-aia se îmbină ideea cu extraterestri. Și pun botul, iar zic, fraierii, ca la grădiniță. Bine, la urma urmei e doar o denumire, frate. Doar că noi, știi, când auzim extraterestri, ca și cum, divinitate, Dumnezeu, da, da, clar e ceva. Păi e supranatural. Bă, dar hai să o luăm și invers. În tot universul ăsta atât de mare, dacă am fi singuri, bă, singuri, peste un natal. N-ai mă cum. Nu, dacă am fi singuri, da. Nu e trist, nu e tot înspăimântător. Mă să fii singur. Cum e înspăimântător. Dar ați auzit vreunul dintre voi de acuația de la Grambac? Nu. Așa se numește, ecuația de la Grambac. Grambac e un radio telegrafic. E o ecuație matematică. Spre microfon, un matematician dovedește... Spre microfon, Ioane. Da, un matematician dovedește printr-o formulă matematică că nu suntem singuri în univers. Deci aceeași idee ca și Giordano Bruno. Și nici nu putem fi singuri în univers. La fel de acolo. Nu vezi, dar nu, băi, fii atent, hai să luăm altfel. Gândește-te tu că ești singur
Și reușește o inteligență de asta de rahat sau inteligență artificială să te convingă că nu există, nu, că nu există și nu există Dumnezeu. Tu îți dai seama că în momentul ăla mori de frică, de singurătate. Nu mai e pe nimeni, nu mai e niciun punct de sprijin. Ce te mai ține pe tine în viață? Corect. Băi, nu spunea bine cine a scris istoria religiilor. Băi, dacă nu exista Dumnezeu, trebuia să-L inventăm fraierilor. E singurul nostru punct de sprijin spiritual. Dacă speranță... Dumnezeu, să știi că ai fost o întâmplare și că pe urmă după... Pa. Nu? Adică... Dom'le, vezi, de asta eu mor de oftică pe oameni, că nu înțeleg cum e cu filozofia și cu teozofia. Deci căutați și încercați, căutați în dicționar ce înseamnă filozofie și o să vedeți că și termenul e format din două cuvinte, da? Și o să vedeți că prima dată va îmbârligat cu filozofia. Platon scrie volumul 1 și 2, da? Dialogurile, da? E, când Grecia se hotărăște să-l omoare pe Socrate, Platon se sucește și scrie volumul 5 Republica. Deci, fii atent, atât de deștept a fost Platon, încât, practic, s-a dat cu Sparta, pentru că nu mai iubea Atena pentru că le omoruse profesorul. Știi care a fost primul care a pus în aplicație volumul 5 al lui Platon? Cezar. Într-o singură noapte a desființat Roma ca sistem de împărăție și a transformat-o în republică. Păi crezi că fraierii îl mai iubeau pe Cezar când tot senatul, tot parlamentul, toți erau la mâna lui Cezar. Dacă Cezar zicea, băi, dacă nu faceți așa, mâine nu mai existați, păi să zic că ea nu mai exista. Tu crezi că ei din iubire i-au băgat cuțite în spălat spate? Da, e interesant, apropo. De ce dracu a murit și Burebista și Cezar în același an, mă? În 44 înainte de noastră, amândoi au murit. Unul a fost asasinat de un complot al senatului și Burebista a fost asasinat de Tarabostes. Tarabostes însemna... A, o bagă ăștia cu tită, că vezi, Doamne, a dat ordin să nu mai bea fraierii, că beau să îmbătau și după ce se îmbătau, se luau la bătaie și se omorau. Nu, ăsta nu era motiv. Altele au fost motivele. Deci eu de-aia spun că istorie... Deveniseră prea iubiți sau ce? A? Dom'le, erau cei mai puternici din Europa. Păi, toată Europa, ce nu-i dădea șpagă lui Cezar, îi dădea șpagă lui Burebista, mă. I-au eliminat, da. Dar niciun istoric n-are curajul să atace problema. Haideți să încheiem episodul de astăzi, ultimul episod din an. Neoane, care e treaba cu... Cred că ați văzut pe rețele de socializare toate vedetele astea de la Hollywood care tot fac ritualuri și își vând sufletul satanei. Cred că le-ai văzut, nu? Da, cum ce fel de clipulețe. Care e treaba? Chiar crezi că sunt demonizați? Chiar crezi că au făcut pact cu diavolul pentru faimă? Chiar și dintre vedetele noastre românești se aud vorbe. Ca să poți să ai pe cineva la mână, da? Nu trebuie să-l îndemn să comită niște chestii reprobabile. Toată politica merge pe șantaj, da? Dacă e frumușică și așa și vrea să facă filme la Hollywood, îți spun eu că trebuie să o dea la vreo 3 regizori. Asta carnal, da? Spiritual, au făcut vreun pact cu diavolul la modul, e adevărat sau fals? Tot o iluzie, păi și dracu e prost. Deci eu sunt celebru și cu asta. Am discutat într-o zi și cu un psiholog și i-am spus, băi, dracula trebuie să fie tâmpit. Ce să facă dracu cu sufletul tău? Că el însuși n-are suflet.
ce să facă cu el? Îl aruncă la primul tomberon? Nu că îl aruncă, dar probabil așa câștigă el în fața lui Dumnezeu. Ia nu, uite câte nu, suflete am strâns, chiar dacă n-am ce face cu ele. Nu câștigă, te are la mână. Doar prin faptul că s-a... Că ia, nu neapărat sufletul. În momentul în care omul a acceptat, gata, atunci el a câștigat cum ar veni, nu? Așa o luăm altfel. Să presupunem prin absurd că într-o zi o pipiță tare de tot te prinde matol și tu o tragi. Tu ești conștient că vei rămâne în fața soției cu un păcat veșnic, aproape că îți va fi rușine să ridici ochii în fața ei, pentru corect. Că tu te știi? Bojar. Păi și în momentul ăla, ăla care ți-a băgat pipița pe gât, să zicem, nu te are la mână? Deci toate chestiile astea nu sunt făcute pentru altceva, toate nu sunt făcute pentru altceva, decât ca să te prindă în jving și să te aibă la mână. Uite, eu poveste în Dănile Prepeleac, simplă. O femeie și-a tras o pușaică, și-a tras o cună, avea un copil, nu vrea să-l țină, că o încurca, ea vrea să fie liberă. Și vine Dănile Prepeleac și zice, băi, n-au zis, lasă, nu-l omorâ pe copil, că mă înțeleg, las că o fac eu. Și dă focasă și zice copilul acolo, știi? Asta tot timpul trăiește veșnic cu ideea că mă înțeleg. Și de fapt ăla a dus copilul în altă parte, la cineva. Deci luasa a creat un păcat iluzoriu, pentru că oricum păcătuise prima dată și cu intenția, dar acum păcătuise și cu fapta, știi? Păi nu l-avea, nu avea la mână. Deci ăsta e, băi, cum poți să șantajezi un om dacă nu l-ai la mână, da? Deci toată din politica... interior prima dată. Sigur că da, și ăstea... Ăștia sunt cunoscute de mii de ani să fac. Păi și ritualul ăla în care zic că fac sacrificii. Da, ia puțin droguri aici, fetița mea, că ea mă înțelege. Și cu toate semnele alea în clipulețe, cum țin mâinile și politicieni. Băi, nu trebuie, băi, nu trebuie să faci și puțin teatru să fie credibil. Cu coarnele, cu mesaje trimise, cu... Băi, stai puțin să le înțelegi. Tu știi cum îi tratează pe hipohondri? Vine unul și zice, doamne, ești bolnav, ești incurabil. Fac avocații și medicii. Ce domnule, ăsta e bolnavul. Ce domnule, dar fii atent aici. Avem o soluție pentru dumneata. Avem un medicament experimental. Dar trebuie să semnezi. Că încă nu știm ce efect are. Dar toată lumea zice că e pentru boala dumitale. Băi, și nu mai vine pe fel ce la-ți face un doctor de injecție și ăsta ți-o face nasol să-ți treci și doară și ți-o face și cu apă distilată ca să te usture, să te doară rău de tot. Dar aduce și ăla într-un ghiridon, așa, într-o cutie mare, mă înțelegi? Deci, teatru. Nu spune Shakespeare că toată viața e o imensă scenă de teatru. Bună, Ioane. Cam atât pentru astăzi. Ce transmiteți oamenilor pentru anul 2024, mâine e Revelionul, anul nou? Să stea liniștiți în banca lor, că oricum ei nu pot face nimic. Îmi pare rău, dar asta e. Nu sunt în măsura în care se pot să intervină în joc. A, dacă ar avea vreo funcție, dacă ar fi până servicii, nu, dar așa nu, n-au ce să facă. N-au decât o singură soluție, să se supună. Și să nu-mi spună mie că să nu sunt fraier. Mulțumim, Ioane, ne vedem cu bine la anul, să ne vedem sănătoși, să vă ajute Dumnezeu să... Dar va fi mai bine. Categoric, categoric. Oameni frumoși, mulțumim că ne-ați fost alături în acest an, un an greu pentru noi, pentru că, vedeți bine, ne străduim și luptăm să avem continuitate. Și fără voi nu putem avea această continuitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună cu voi vom reuși să luptăm pentru o societate mai bună. Un lucru foarte important, nu uitați că de la anul pregătim ceva wow. Pregătim secțiunea de abonamente unde vor fi materiale alături de Nea Ioan plus materiale de motivație, de business, de relație de cuplu, despre depresie, despre căsnicie echilibrată și multe altele, dar toate acestea vor intra la secțiunea de abonamente. Deci venim cu foarte multe surprize, da? Ce să mai, vă dorim un sincer la mulți ani alături de familiile voastre, petreceți în familie și
Nihil sine Deo. La mulți ani, României!